Ne-am întors în direct, stimațele... Oprește-l un pic. Ne-am întors în direct, stimațele spectatori. Nu o să merg la subiectul cu pensiile militare înainte de a mă ține de cuvânt, pentru că m-a întrebat și cineva prin mesaj pe bună dreptate. Bă, dar n-ai spus tu că ai dovada, că ne arăți unde vorbea poliția română, gura fără ei vorbea, credeți-mă, despre apelurile la 112 ale criminalului. Ascultați materialul acesta și revenim. Primul apel care a sosit la dispecerat la 112 a fost efectuat la ora 11:47 de către un bărbat care se sesiza că are o problemă din cauza unui litigiu, amenințând că o să folosească un cuțit. Apelul a fost transferat de către STS la poliție, însă la momentul preluării apelului acesta s-a întrerupt. Cu toate acestea, operatoarea de la poliție a transferat apelul către colegii din teren. Agresorul, să-i spunem așa, a reapelat Sistemul Național de Urgențe 112 și a sesizat că are în locuință două persoane legate și a solicitat să-i se restituie actul de proprietate al apartamentului sau suma de 300.000 de euro. Iar în cazul în care aude vreo mișcare pe scara blocului sau prin fața blocului, va trece la executarea celor două persoane care se aflau în posesia sa. În cadrul acestui apel, operatorul a solicitat să vorbească cu una, deci operatorul de la 112 a solicitat să vorbească cu una dintre cele două persoane sechestrate. Iar telefonul mobil a fost preluat de către unul dintre persoanele sechestrate, bărbat, care a precizat că este sechestrat în apartament și că a fost amenințat că va fi ucis dacă se aude vreo mișcare pe stradă sau la ușă. Acest apel s-a derulat pe parcursul a aproximativ 5 minute și 41 de secunde. La ora 16 și 39 de minute, cel în cauză a apelat din nou sistemul de urgențe 112, cerând să-i se facă legătura cu persoane mai importante din sistemul de stat, întrucât nu are nevoie de poliție. Acest apel s-a derulat pe parcursul aproximativ 12 minute și 45 de secunde, timp în care operatorul de la 112 a încercat să-l calmeze, să-l pondereze pe cel cu care vorbea. Mai mult de 18 minute au durat ultimele două apeluri la 112, ca să înțeleagă lumea, iar în tot acest timp, stimați telespectatori, negociatorul poliției române vorbea de jos din boscheți, cu vocea lui, fără telefon, fără nimic, cu criminalul. Nici în filmele cu proști, nici în filmele cu cei mai dezlânați polițiști de pe planetă, bă, nici filmele alea cu jandarmul și extraterestri, cu lui de Funé, nu era parodia împinsă până aici, numai că aici parodia s-a terminat cu doi morți. Doi morți care toată viața lor, cât au apucat tu, au plătit pentru siguranță și încredere. Ce scrie pe mașina poliției? Siguranță și încredere. Bună ziua, domnul Mircea Dogaru. Bună ziua. Bună ziua, Doina Pârcălabu. Bună ziua. Doina, îți mulțumesc, Mircea, îți mulțumesc. Știrea pentru care i-am rugat pe cei doi oameni să intre în direct este știrea... imediat o să o vedem, stați un pic. Oh, Doamne. Care e știrea? Hai mă, Aline, ajută-mă, mă las singur, mă. Dă-o la televizor, aia de la, din presa militară. Din presa militară e, da? Da, iată-o. Dă-mi-o și în plasmă să o văd. Uitați-vă știrea, stimați telespectatori. Știrea zice așa, Curtea de Conturi a găsit nereguli la casele de pensii ale Ministerului Apărării, Ministerului de Interne și Serviciului Român de Informații. Misiunea de audit a Curții de Conturi pe anul 2019 a avut ca obiectiv verificarea alea. Serviciul Român, așa, bun. Au aplicat metodologii diferite în procesul de actualizare a pensiilor la 30.06.2017, ceea ce a condus la diferențe de calcul în pensiile militare. Mircea, las-o întâi pe Doina, las-o întâi pe Doina să ne spună punctul ei de vedere că a fost șef al casei de pensii în țara asta și expert. Nu, cu tot respectul, nu cunoaște nimic în ceea ce privește pensiile militare, este o altă legislație. Te rog, adevărat, ca doamna Pârcălabu a rămâne siderată să vadă ce porcării să facă sistemul militar să pe. Bine, eu n-am vrut să jignesc pe nimeni să spun că nu cunoaște nimic, eu sunt ferm convins că este... Păi nu, pentru că nu are, bine, nu are cum, bine, nu are legătură cu domeniul respectiv. Ok, te rog eu, îmi cer scuze, eu dacă
era părerea mea, o lăsam prima pe... și pentru faptul că este o femeie remarcabilă și pentru faptul că este... Atât mai mult vreau să-i dau elementele necesare, doamnei Părgălabu, de multe ori am discutat cu dânsa. Te ascult cu drag. Da. Zi. Deci, ca să se știe, este al doilea audit pe care îl face Curtea de Conturi după cel catastrofal din 2012. Situația la ora actuală este casele sectoriale de pensii al Ministerului Apărării Naționale și a Internelor au dat în judecată Curtea de Conturi. Vă pot da și numărul de dosar, anul trecut. Deci știrea este veche, întrucât asta este procedura și nu se recunoască greșelile. Totul a plecat de la neexecutarea alinierii noastre cu inflația celor de la Ministerul Apărării Naționale. Dragul meu, știrea e foarte veche, numai că în presa militară a apărut acum. În adevăr, da. Și în adevăr, nu, adică nu spune că e o știre veche, este o situație... Nu, acțiunea e veche, nu știrea. Așa da, credeam că îmi spui că... Acțiunea, procesul e de anul trecut. Așa. Asta încă n-a vorbit de presie. Breaking news. Ce se întâmplă, deci, ce se întâmplă cu atâtea... Câte pensii sunt vizate, domnul Dogaru? Păi, la Ministerul Apărării Naționale, toate pensiile sunt mult mai mici, pentru că în 2016 nu ni s-a aplicat inflația. Toate pensiile mai APNS? Toate, absolut toate. Dar este furtișagul cel mai mic pe care l-au făcut atunci. Mai dați asta atunci l-au confiscat pensia privată, pilonul 2. L-au băgat în baza de calcul a pensiei militare de stat, ceea ce este un furt, cum să spun eu, calificat. Atunci ne-au furat meritul militar, care era separat, pe lege separată, l-au băgat tot în baza de calcul. Alt furt calificat. Deci lucrurile trebuie spuse. Dacă am, vrut să arăt, am vrut să arăt doar că știrea de pe ecran provine din Monitorul Apărării și Securității, adică din presa militară, ca să nu avem vorbe... Și este din 2 martie 2021. Nu știu în ce dată suntem asta. 2 martie 2021. Da? Deci nu e nicio știre veche. Este din 2 martie 2021. Este o presa militară sezizează acest lucru. Doina, te întreb, ce se poate face auzind de la domnul Dogaru situația, știind-o, sunt convins că o știai și tu. Da, eu am puțin un alt comentariu legat de strict de subiectul pe care dumneavoastră l-a abordat în această emisiune. Vă rog. Curtea de Conturi face audit asupra modalității de utilizare a cheltuielor publice. De fiecare dată, eu cât am asigurat conducerea Casei de Pensii, Casei Naționale și a Casei de Pensii a Municipiului București, an de an, am trebuit să fac față tuturor observațiilor și de fiecare dată vă asigur că se căuta cu lupa să se găsească câte o deficiență. Și dacă vă aduceți aminte, când am fost eliberată din funcție, s-a vehiculat acel raport al Curții de Conturi. Așa este, așa e. Doina Părcălabu furase miliarde de lei din banii pensionarilor. Așa e, Doina, așa au fost vorbele atunci. Așa au fost vorbele atunci. Lucru care nu s-a mai corectat după aceea, pentru că eu am primit inclusiv o notă de apreciere de la Curtea de Conturi, dar s-a extras ceea ce s-a dorit la momentul respectiv. Acum spunem, Doina, e o greșeală care afectează mii de pensii sau e o știre lansată? Curtea de Conturi, păi nu m-ați lăsat să duc raționamentul până vă la rog, capăt, pentru că am făcut și o paranteză mai mare. Vă rog. Curtea de Conturi verifică prin eșantionare. Probabil au fost găsite câteva situații de calcule eronate și aici nu știu exact la care din cele trei instituții, cele trei case sectoriale, fapt pentru care de fiecare dată dacă se constată că este o eroare în favoarea pensionarului, atunci se dispune plata diferenței. Dacă se constată că s-a plătit o sumă mai mare, atunci se calculează diferențele și se impută pensionarului pe termenul general de prescripție, lăsându-se totodată măsură să se verifice întreaga mulțime. Da. De aici, Mircea, toată discuta cu... Mircea, ai auzit ce... Nu. La Ministerul Apărării Naționale, Curtea de Conturi textual a constatat că nu s-a aplicat alinierea cu inflația 5% în 2016. La nimeni. La Ministerul atunci, de Interne s-a procedat corect, la SRI corect. Cum? Atunci, deci, în situația aceasta, probabil ar fi trebuit să se găsească soluția astfel ca legea să fie aplicată unitar și în mod corect. Sistemul e unitar, legea trebuie aplicată unitar. Finanțiștii Ministerului Apărării Naționale aferați de juriști sunt pe principiul celor trei era lui Ceaușescu. Se taie de unde pot, cum pot. Contra prime la sfârșit de an și contra în avansări în grade. Asta acum este realitatea. Vă spun pe
pentru că ne-am dat în judecată Ministerul Apărării Naționale și Ministrii Apărării Naționale și suntem de un an și 6 luni de zile la înalta curte de casație și justiție. Așteptăm finala. Dar stai un pic, Mircea, ca să înțeleg eu din... Sunt două planuri de acțiune diferite. Asta vreau să zic, da, Doina, zi. Relația pe care instituția, Ministerul Apărării, Ministerul de Interne sau Serviciul Român de Informație, o au cu Curtea de Conturi ca și ordonator principal de credite. Și atunci, dacă au alt punct de vedere și nu s-a ajuns la o... la un punct de vedere comun, atunci, cum bine ați precizat și dumneavoastră, se merge în instanță și diferendul se tranșează de către instanță, urmând să se aștepte momentul în care decizia să fie definitivă, decizia instanței. Dar e real, după... Sistemul este unitar, legea este unitară, ministrul apărării este coordonatorul sistemului. El este șeful ministrul de internet, nu directorul seriului. Ministrul apărării trebuie să răspundă pentru tot, pentru tot sistemul. Eu vorbesc că sunt 3 case sectoriale și fiecare ministru este ordonator de credite pe componenta de credite. Traducerea în practică aceleiași legi. Dovadă că cei de la interne au știut să o facă de la tării. Da, Ministerul Apărării nu a vrut. Pe de altă parte, din știrea pe care eu am citit-o, înțeleg că la nivelul Parlamentului există un proiect de lege prin care să se amnistieze aceste sume datorate de persoanele care s-a considerat că au primit drepturi cuvenite și... Nu, doamna Bărgălabu, vă să se amnistieze ei, să nu ne dea nouă ce trebuie să le dea de 2018. Aici este ticăloșia. Deci noi și mergem atunci... până în pânzele albe. Am ajuns la înalta curte, mergem mai departe, la Strasbourg, la Luxemburg. Păi stai puțin, eu nu înțeleg, Doina, stai puțin, că aici... Nu, păi nu, dacă nu mă lăsați să explic... Ba da, te las, uite, chiar te rog, Mircea, las-o 2 minute fără să o întrerupem ca să afle și punctul de vedere al unui civil, că tu ești cotă parte. Acum, dacă modalitatea de aplicare a legii de către Ministerul Apărării este una defectuoasă, înțeleg că persoanele considerate nedreptățite s-au adresat instanței și au un litigiu cu Ministerul Apărării, urmând ca și acesta să fie soluționat de către instanțele de judecată și să dispună instanța cum se va proceda. Dar relația între instituții și Curtea de Conturi este o relație instituțională care se lasă cu decizie, care cuprinde mai multe măsuri care trebuie duse la îndeplinire. Dacă măsurile respective nu sunt îndeplinite, se ajunge sau se consideră că instituția care este instituție supremă de control al cheltuirii banilor publici, adică Curtea de Conturi, a procedat în mod greșit, atunci se recurge iarăși la instanța de judecată și fiecare ordonator de... Așa s-a procedat, așa, exact cum spuneți. Curtea de Conturi a stabilit vina Casei Sectoriale de Pensii Militare a Ministerului Apărării. Ministerul Apărării prin Casa Sectorială a dat în judecată Curtea de Conturi, nevrând să dea oamenilor banii pe care trebuia să-i dea în 2016, pentru că ar fi o muncă enormă, pentru că s-au mai dat 1%, 3,2% care trebuie raportați la valoarea din 2016. Iar în materie de muncă, decât să muncească, mai bine negroapă zărtii. Ca să înțeleagă și cei de acasă... Mircea, Doina, ca să înțeleagă și cei de acasă, mai ales familiile militarilor, care înțeleg că sunt singurii vizați, pentru că la interne, înțeleg de la voi doi, sper că nu mă contraziceți, că pensiile au fost calculate corect. Da. Da, asta este opinia mea, da. La interne și la SRI, da, la Casa Sectorială de Pensii Militare, nu. Doina, și tu ești de aceeași părere că la Ministerul de Interne și la Serviciul Român de Informații au fost calculate corect cu acea inflație, cu tot ce trebuie și la MAPN, nu? Asta spune Curtea de Conturi. Asta nu știu. Curtea de Conturi oricum nu se pronunță pe aspecte comparative. Curtea de Conturi întocmește o decizie strict pentru Ministerul Apărării, alta pentru Ministerul de Interne și alta pentru Serviciul Român de Informații și are lucrurile, nu se adună într-un același document. Da, acum eu vreau să spun ceva, Doina, și ție și mai ales să-mi lămurească, nu pe mine, pe cei de acasă, Mircea Dogaru. Bagă puțin la inegal articolul aici. Ceea ce zice așa, presa, repet, articolul vine din presa militară. E preluat de toată lumea în presa civilă. Dar presa militară e cea mai îndriduită să vorbească despre acest lucru, pentru că ei sunt vizați direct. Deci zice așa, povestea asta pe care o reclamă Dogaru și s-au dus cu ea în proces, a condus, fiți atenți, a condus la diferențe de tratament între pensionarii MAPN, SRI și Ministerului de Interne, se arată în raportul Curții de Conturi din 2019. Întrebare, Mircea dragă,
De ce presa militară, dacă tu spui că Taman, șeful lor, ministrul Ciucă, e cel care trebuia să se ocupe, de ce presa militară scoate pe tapet pe doi, adică ieri, această știre din nou și această situație intolerabilă, spun eu, cum să ai pensii calculate greșit, pensiile militarilor calculate greșit, dar tocmai presa militară face apel. Deci eu nu cred că Ciucă și cei de la MAPN sunt vinovații pe care tu... Da, profesionist amenințarea. La internet, pensiile sunt oarecum prea mari și vor fi recalculate, revăzute, verificate. Cum se va termina tărășenia? Deci ori se vor tăia sumele și la Ministerul de Interne, pentru că nu s-au dat la Ministerul Apărării, ăsta este modul ori de a gândi, ori aruncă praf în ochii presei, pentru că pregătesc pe lângă o nouă lege civilă, catastrofală a pensiilor, o nouă lege a pensiilor militare și mai catastrofală, care va prevedea pentru viitor. Iar noi ăștia care ne batem de ani de zile pentru drepturile noastre furate, în mod calificat furate, pentru că nu pot să-mi spui mie că nu e pur calificat, e ce mai la pensia privată. Așa zisea suplimentar, adică pilonul 2. Îi avertizăm de ani de zile la pensionarii civili că suntem cobai. Că nouă ni s-a furat, urmează să ni se fure. Am înțeles. Bun. Doina. Dacă în raportul, că, pe ce spuneam mai înainte, la finalul anului, Curtea de Conturi emite și un raport, o sinteză a tuturor documentelor pe care le întocmește într-un an. Și dacă în raportul public al Curții de Conturi este acea precizare de care face vorbire domnul Dogaru, acest lucru îi poate ajuta ca și argument în susținerea în instanță pentru a-și apăra cauza pentru care au acționat în instanță. Mai dați seama, doamnă, noi acuzăm zeci de furturi în ceea ce ne privește pe toți, nu numai armata, armata internă, SRI, inclusiv salariile compensatorii sau ajutoarele. Adică bătaia de joc pe legi abrogate de ani de zile, tu prorogi în continuare aplicarea unei legi. Bun, am înțeles. Iar dacă instituțiile statului vor să fie cu aplicare către cetățeni, Curtea de Conturi are conducerea numită de Parlament. În mod normal ar trebui să aducă la cunoștința Parlamentului, să vină cu măsuri proactive și să inițieze corectarea legii. Doina, fii atentă, ce vreau să te întreb. Pentru că, repet, Mircea e înflăcărat și e prins acolo pentru că e direct vizat, el fiind pensionar MAPN, dar și reprezintă asociația lor. Dar te întreb pe tine care ești civil. Reprezentăm și internele și SRI-ul. Da, Mircea, corect. Deci avem datele de la tot. Ai răbdare un pic, că nu știi ce vreau să întreb. Doina, tu consideri ca și Mircea Dogaru că este o preparativă știrea asta pentru viitoarea lege a pensiilor, că e ceva de desubt care ne scapă? Vezi tu cu ochiul tău de expertă ceva ne la locul lui în această poveste? Eu cred că despre o altă lege a pensiilor discutăm ca să atragem, să batem atenția de la problema, alte probleme și de la faptul că anul acesta pensiile nu se majorează. De fapt, nu se impune o altă lege a pensiilor. Haideți să aplicăm legile acestea. De acord cu dumneavoastră, nu le aplică de când au apărut legii. Mircea, te rog eu, hai să fim eleganți, să lăsăm o doamnă să-și termine ideile, te rog frumos. Da, Doina. Nu cred că este cazul de fiecare dată din 4-4 ani să schimbăm legislația pensiilor, că de aceea avem această dezordine în ceea ce privește pensiile în România. Ar trebui legile să fie consolidate, să fie corectate acolo unde apar imperfecțiuni și să lăsăm legea să funcționeze, pentru că altfel nu o să mai facem ordine. Bine, acum intervin eu, Doina, de partea lui Dogaru. Păi nu poți să nu schimbi legea pensiilor, tot la inegală, domnul regizor, că vorbeam cu Doina. Nu poți să nu schimbi legea pensiilor de vreme ce în actuala lege sunt prevederi făcute și puse în operă de o altă putere politică. Știu ce vrei să spui, că nu se schimbă legea cum se schimbă Parlamentul, dar legea de acum continuă nedreptățile, inechitățile, nu bagă în seamă cum trebuie și tu știi mai bine ca noi toți, nu bagă în seamă contributivitatea așa cum trebuie. Sunt oameni care au contribuit de pe funcții egale la vechime egală și au pensii diferite. Știi mai bine ca mine. De-aia trebuie făcut ceva. Păi, legea aceea ar trebui pusă în operă de acum aproape 2 ani. Corect. Atunci se corectau și acele inechități de care vorbim. Dacă tot amânăm și de fiecare dată zicem că facem altfel, că noi avem altă viziune,
nu vom reuși să facem echilibrarea sistemului și aducerea contributivității pe primul loc ca și principiu. Da, Mircea. Scuze, viziunea, greșelile pleacă pentru că există o categorie care nu e nici cald, nici măgar. Există doar două categorii de pensii, doar două categorii de salarizare, doar două moduri de viață, civil și militar. Există însă magistrații care sunt la două oi, și pe lege civilă și pe lege militară. Din cauza asta vom avea balamuc întotdeauna. Pentru că nu se acceptă asta, că magistrații s-au declarat identici cu militarii în privința privațiunilor și a suferințelor de tot felul și practic au luat legea militară și au transferat-o. Iar noi ne-au tras un șut în spina dorsii, ca să citesc documentele de vremea lui Stefan cel Mare. E, până nu se face ordine în sistemul de justiție, nu se separă procurorii de magistrați, vom avea balamuc numai la pensii. Rămâi aici. Legile sunt bune. Au fost distruse cu ordonanță de urgență, înainte de a se aplica. Ok, Mircea, rămâi prin la ideea... Prin derogare, acum se îngheață, după care rămâi la ideea. Rămâi la ideea asta, pe care idee vreau să o comenteze și Doina Pârcălabu, fix asta cu magistrații care sug la două... exprimarea liderului lor, a domnului Dogaru, magistrații care sug la două oi, mielul blând suge la două oi, asta e vorba românească, vreau să o comenteze și Doina Pârcălabu, pentru că s-ar putea ca în spatele acestei afirmații să fie cu adevărat cheia de bolta rezolvării. Povestea cu magistrații și pensiile lor speciale este o poveste care din 2000, de pe vremea lui Adrian Năstase până acum, dăinuie și nu are rezolvare. Și nici nu va avea vreodată, pentru că ce să vezi, Curtea Constituțională e făcută tot din magistrați. Revenim imediat. Ne-am întors să vă dăm știrea de adevăratele. După 2 ani de la tragedia în care au dispărut 2 fete în Caracal și până la monstruoasa cădere în liber, aruncare în prăpastie a poliției române făcută la Onești sub balconul ăstuia, n-am învățat nimic ca neam. Nici ca neam, nici ca poliție, nici ca nimic. Vă faceți aminte? Acum 2 ani Caracalul. O să-l țineți minte și pe ăsta. Nu se va întâmpla absolut nimic. Batista Pățambal. Va fi o prosteală, o mermeleală. Eu sper, din tot sufletul, ca încercarea prin care trece premierul Câțu să nu fie și ea un eșec. Dacă Vasile Florin Câțu, așa cum a cerut, o să ia capete. Căpățâni. Țang, 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 țang. După această nenorocită și complet eșuată acțiunea poliției române, bă, mai avem o speranță, mică, 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 dar avem o speranță. Dacă nici Câțu nu face asta, deși a cerut căpățâni, a cerut la geam, capul lui Moțoc, vrem. Bă, dacă nici acum, dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, ne revedem mâine la ora 16, toate cele bune, rămâneți cu Bună România, cu Răzvan și cu Radu.